Salutare și bine v-am găsit la ediția cu numărul 84 din The Gamecast, podcastul nostru. Eu sunt Cătălin Nițu, iar alături de mine este Cosmina Ioniță. Yay! Cătălin a învățat să numere până 84. Și avem un invitat surpriză, este vorba despre Paul Ghioca de la Vasidu.ro. Salut! Aplauze! Yay! Așa. N-am mai avut de mult un invitat în podcast și am zis că este momentul să mai aducem și o voce nouă, să vină cu păreri noi, cu lucruri interesante și sperăm noi să adauge ceva conversației, că dacă nu, nu o să mai chemăm. Niciodată. Niciodată să fiu banat. Nu, adevărul este că vorbeam cu Paul de mai mult timp să-l invităm în podcast și exact când se materializau niște lucruri, s-a întâmplat să intrăm în vestita pauză și să facem redesign-ul și toate chestiile astea. Și acum că ne-am întors de deja a treia ediție din The Gamecast, am zis că putem în sfârșit să mai chemăm pe cineva. Ai vorba lungă, sărăcea omului, dă-i bătaie cu retrospectiva. Ok, avem o retrospectivă cu patru subiecte, un hot stuff despre lansarea lui StarCraft. Un singur subiect. Da. Trei joculețe la secțiunea Games și avem și niște întrebări care vor fi premiate la Reader Mail. Hai să-i dăm drumul, retrospectivă. Începem cu UIA, care se va lansa fără servicii online complete. Zi și ce a zis Bogdan referitor de UIA ca să legăm treaba asta. Ok, avem și o întrebare pe subiectul ăsta din comentarii. Este vorba despre Bogdan, care ne întreabă ce părere avem despre consolă și dacă îi putem spune ceva legat despre ea. Mai mult decât informațiile pe care le avem de pe internet, nu cred că vom putea spune, însă vom încerca să detaliem subiectul ăsta cu serviciile online, care este un cub cu Android care rulează jocuri. Se întâmplă foarte des, dacă ai observat, până și Wii U, în versiunea inițială, fără update-ul de software de pe internet, nu avea servicii online. Eu nu pot să înțeleg chestiile astea, sincer. În momentul în care proiectezi un aparat de genul ăsta, hai că la UIA, ca la UIA, că acolo e buget restrâns și așa mai departe, dar la o chestie gen Wii U, Nintendo, what the fuck? Avem un patch care bagă online. De 5 giga. Noi nu ne-am gândit la asta de la început, că suntem retardi, pana mea. What the fuck is wrong with German people? Japanese. Da, așa era replica originală. AXA, măi, da. Se referă la AXA. Da. București, Washington, Tokyo, da? Ideea e în felul următor. UIA e o chestie, să zicem, promițătoare, însă care nu cred că o să se materializeze într-un succes, zic eu. Odată că în momentul apariției, chiar și în segmentul ăla de hardware de mobil transformat, să zic, în ceva bazat pentru sufragerie, pentru camera de zi, home-based, whatever, va fi depășită de, să zic, alternativii chiar mai ieftine, gen tablete cu același hardware. Nu știu dacă găsești tabletă cu același hardware la un preț mai mic. Asta vrea să vină la 99. 99 de cât era? Nici măcar Nexus nu e. Da, adevărul că n-au display. Dar mai e jumătate, mă rog, nu jumătate de an. Nu au nici baterie, nici display, care sunt două componente foarte... Ideea e că trebuie să mai pui... Ideea e că, ce spuneam, asta, o tabletă o cumperi și o folosești. Da, pleci ca de acasă. Pentru ea ai nevoie de un monitor sau de un televizor ca să o folosești. Deci... Plus că un gamepad secundar pentru UIA costă încă 50 de euro, pe lângă prețul de 99 al consolei plus un controller. Și asta mi se pare un soi de... noi vrem să fim independenți și să fim the good guy, dar de fapt price-uim perifericele la fel ca Sony și Microsoft. Da. Bine, trebuie să le dau puțin credit celor de la UIA. Au fost primii care au avut un touchpad pe gamepad, care acum este și pe PlayStation 4. Acum fie vorba între noi, de fapt n-au fost primii care au avut o suprafață sensibilă la atingere pe o consolă, pentru că au existat și Vita, au existat și Wii. Bine, pe partea din față și exact poziționat la... Detalii. Oricum, serviciile online sunt problema de data asta și pe lângă faptul că vei putea să te joci online, dar nu vei putea să conversezi cu prietenii, cred că nici nu vei avea o listă de prieteni inițial, nu vor fi leaderboard-uri online pe UIA, nu vor fi achievement-uri, nu va fi practic nimic din ceea ce ne oferă consolele din ziua de anul de grație 2007, când mi-am cumpărat PS3 și majoritatea serviciilor online pe PS3 erau niște HTML-uri care mi-aduceau aminte de Netscape Communicator. Cam așa arăta totul.
puteai totuși să bagi ăștia, prieteni, friends în listă, să le dai mesaje, dar numai când nu erai în jocuri, când puteai să le dai în timp ce ești în jocuri, și puteți să downloadezi demo-uri care erau gratis. Se grăbesc să lansezi oricum consola asta, se grăbesc să lansezi pentru că îți dai seama că ai, în spate PS4 și cred că în curând probabil și consola nouă de la Microsoft și se grăbesc puțin, de-aia nu lansează serviciul mai complet. Da, pe lângă asta i-au zis că vor încerca să scoată una pe an, UIA pe an, deci nu e practic același ciclu de viață ca în cazul unui telefon sau o tabletă. Da. Nu va fi o consolă făcută pentru, să zicem, 3-4 ani. Mai ales care Tegra 3, care deja e depășit de Tegra 4. Cert este că, hai să o luăm așa, ai da ca experiment 100 de euro, dolari, ce-o fi pe ea să încerc? Da, aș da, probabil anul ăsta, ca un test, să văd care e treaba cu ea, dar dacă până anul viitor nu ajunge ceva mai mult decât o simplă consolă destinată morții, nu cred că voi continua suportul. Adică am dat noi până la urmă bani pe Kinect și acum stăm și ne uităm ce frumos se întoarce după noi prin cameră. Și cu online-ul, mai bine aștept să se lanseze, și după aceea vezi dacă următoarele variante vor fi mai bune. Nu știu, eu aș aștepta. Eu chiar asta aș vedea mai întâi, cum să spun, primul impact. Bine, știi care e faza la UIA? Pentru că să zicem că nu faci o treabă bună pe post de consolă. Poți să o modezi să-ți faci HTBox. Da. Chestii da. De genul. Au zis că nu vor limita niciun fel software-ul, deci vei putea să instalezi ce Android vrei pe el. Plus că, din câte am înțeles, XBMC deja anunța suport pentru UIA. So, da, deci măcar din punctul ăsta de vedere poate... E o cutie pe care, măcar, da, dacă nu te joci, te uiți la film. Îl faci un media player. Îl faci un media player de boss. Ok, hai să trecem la un alt media player de și mai boss de valoare. Da, vorbim despre Xi3 Piston. Despre consola. Consola Xi3 de jocuri Piston. Xi3 Piston, care vine așa scump. La un preț exagerat, da. Știi care e faza? Pe mine m-au terminat. N-aveam niciun fel de probleme, mai vorbit dacă nu mă înșel de treabă de jucăria asta. Dar am văzut-o drept ceea ce este, un PC într-un form factor foarte mic și modular. Da. Dar ei acum îl prezintă Piston, the game, console. Game console. Și eram, really motherfucker, e un PC. Mai mult, știi că ei când au când și-a prezentat Newell planurile pentru Steambox, whatever, vrea să fie o cutie bazată pe Linux, etc. Newell care spune multe oricum. Oricum, iar Steambox Xi3 Piston ăsta, cum vrei să-i spui, au zis la început că ei sunt pe Windows. Da, păi... Și că nu vor limita accesul doar la Steam, ci o să ai și Origin și whatever pe ea. Da, asta din cauza că cei de la Valve au sistat suportul pentru Piston. Dacă ții minte la CES, dacă nu mă înșel, a fost prezentat acest Piston ca primul candidat pentru Steambox. Se pare că relațiile dintre Xi3 și Valve nu au fost atât de prietenoase până la urmă. Din ce am văzut, hardware-ul consolei, încep și eu să cadă capcana asta. Hardware-ul PC-ului este e decent, adică da, ar putea rula jocuri și așa mai departe, dar pentru prețul pe care îl cer este outrageous, mi se pare, adică de bani aia, știi că avem noi o vorbă, ți-ai și un PC bun, îți iei și un PS3 și un Xbox și niște jocuri. Și... chiar mi se pare total aiurea, adică să dau $1000 pe o chestie care, cum a spus și tu, că vor scoate un UIA nou la anul, într-un an va fi outdated și va fi nevoie de ceva UIA mai mult. UIA e outdated deja. Da. În schimb, pistonul ăsta, cred că cel mai mult la el nu plătești hardware-ul în sine, care e hardware proprietar, dacă stai să o iei așa, are componente off the market, adică procesoare și chipuri care se folosesc și în laptopuri sau în PC-uri. Însă designul ăsta modular sigur a costat foarte mulți bani pentru doar pentru partea de R&D să-l designuiască și să-l concretizeze. Da, nu uita că banii ăștia e Valve. N-aș fi așa, sigur. Oricum, eu sunt de părere că pe lângă designul modular, configurația hardware, form factor, etc., ce avantaje mi-aduce mie această consolă? Zero. Eu am deja PC capabil să ruleze 100% din librăria Steam-ului. Mai niște ții un gaming rig ca lumea și cu asta basta. Da, da, și deci am PC care mi acoperă deja toată librăria Steam-ului, toată librăria Origin-ului. Da. Și vorba ta, pe lângă gaming rig-ul ăla, mai îți rămân cel puțin bani de o consolă cu care ți acoperi
cu care ți acoperi și exclusivele de pe platforma respectivă și gata, deja ești mult mai câștigat decât cu, nu știu. Da, bine, ei cred că merg spre piața entuziast care obișnuiește să meargă la lampă sau chestii de genul ăsta și decât să te cari cu măgăoaia pe care ți-o faci cu 1000 de euro PC, pe ăsta al ei îl bagi în geantă și ai plecat, știi, nu mai stai să te cari. Știi că discutați de un moment dat de Alienware-uri. Uh-huh. Există și Alienware-uri la form factor mai mic. Da, care e cât un Xbox. Care, scuze-mă, poate fi cărat foarte ușor și nu cred că costă 1000 de dolari. Da, nu e cât o chestie. Da, și eram eu să zic ceva, ce poți să mai faci cu chestia aia, să-ți o bagi. Așa. Nu știu, eu mi-aș lua, dacă ar fi la un preț mai bine orientat către mass market, adică... Adică cât? 500 de dolari. Da, probabil atât aș da pe el. Depinde și, după aia și cât ar costa componentele de l-aș apărit. Monta permanent. Performanța consolei, stai, sunt mai multe lucruri. Deci când au chestia cu consolă, este un banal PC încă o dată. Da, dar nu știu, banal, dar l-aș, PC. L-aș monta pe spatele televizorului în cele patru șuruburi Vesta sau cum se numește și l-aș lăsa acolo forever ca main PC, să zic așa. Da. Și eu oricum, chiar și pe PC, în general, jocurile le joc cu gamepad-ul pe canapea. Da, vezi tu că mai sunt niște chestii pe PC, gen, nu știu, vrei să scrii un Word, vrei să te dai un mesaj pe cine îți credeți la PC-ul pe care l-am acum? Ce? A, ți-ai luat încă unul ca să dovedești cât de bun ești. Cât de bun ești, da. Așa. Da, nu cred că... Mihăiță boss. Tocmai, de-aia nu cred că este marketat ca un PC și este marketat ca o consolă, pentru că vei avea încă nevoie de un PC... Să-ți faci lucrurile normale. Adică e un fel de frecție la un picior de lemn rupt. Da. Da. Apropo de frecție la un picior de lemn rupt, s-a anunțat un joc nou. Nou ne place foarte mult. După aia asta am chemat și pe Paul să ne vorbească. Că lui întâmplător seria asta îi place. Da! Așa. Da! Nu știu de asta. Și vreau să ne povestească mai mult el despre ce înseamnă pentru el Saints Row 4 și cum se leagă de... restul jocului. Că noi preferăm să ne abținem. Da. Măi, în primul și în primul rând, seria asta na, a trecut pentru o problemă de controverse, că n-ai destul de față de GTA, cel puțin. Saints Row, principiu, pentru cei care nu știu, este un sandbox third person action game care e un fel de clone de GTA. Mulți, cel puțin puliștii GTA, îl consideră, aul, doamne, ofensă la adresa GTA-ului, că vezi, doamne, că e o clonă. Nu este, ok, bun, hai. Hai să zicem că sunt de acord cu voi, ar fi o clonă, dar e mult mai distractiv, că e mult mai, mi se pare mult mai liber ca GTA-ul. Mi se pare mult mai liber. E, merge pe ideea... E sau, nebun. Sau, de fapt, direcția în care merge Just Cause a luat-o din Saints Row. Ceva de genul, ceva de genul. Ideea următoarea, cu Saints Row 4, că ei l-au anunțat că pe data de 23 august... Ce dată predestinată, aș putea da, spune. 20, da. Măcar la da. Pe 20 în America, în fine, pe 23 aici la noi. Păi pe 23 la noi, au stabilit, au știut ei ce stabilesc. Dar ideea următoarea. Developerul Volition, după cum știți... Da, a plecat de la THQ. A plecat de la THQ și acum are contract cu Koch Media, care dețin și Deep Silver. Nemții sunt destul de... Ați văzut cum e industria asta mai așa, mai... Industria erotică la nemții, am văzut că le merge bine. Da. Saints Row 4, eu sper să meargă pe aceeași idee de... Shizapod. Serios, vorbesc foarte serios, vreau să fiu un joc de 4 ori mai nebun ca celelalte. Și chiar am încredere că ei... pot, bine, acum, nu știu, din ce am văzut din trailerul ăla de lansare... Super puteri... Da, nu știu, vedem... Eu înțeles că e un DLC de la Saints Row 3 pe care... Dominatrix, Rise of the Dominatrix. Nu, Enter the Dominatrix. Aha, de la Matrix, da. Ei au spus că, nu, domnule, că varianta asta a jocului nu este o variantă din Enter, nu este DLC-ul ăla pe care l-am tăiat și am mai adăugat chestii la el, este un joc de sine stătător și că Enter the Dominatrix-ul va fi un pachet separat pe care îl vom lăsa ca un director scat la un alt DLC. Deci mi-a rămas... Deci am fost asta. Deci când am văzut anunțul ăla eram... Deja parcă par traduceri făcute de nemți, ca să zic așa. Eram vas. Deci exact așa. Dar mie mi-a plăcut seria. Stai, și Dominatrix va funcționa pe Saints Row 4 sau va fi alt standard? Va fi DLC pentru Saints Row 4. Ah. Deci... Inițial a fost DLC pentru Saints Row 3, da. L-a mutat ca proiect separat, da. Și acum e din nou DLC pentru Saints Row 4. Yep. Right. Boss de boss Volition.
Da, nu, știi care e faza? Că primul Saints Row nu era așa nebun. A fost exclusiv pentru Xbox, dacă nu mă înșel. Da, a fost primul joc open world de pe consolele HD, să zicem da, așa. Da, da, da. Și de la Saints Row 2, care a fost... Da, da, crackdown, da. Crackdown. Da, asta mergea mai mult în direcția GTA, crackdown, da, un pic da, SF, stuff like that. Saints Row 2 a mers direct pe nișa pe care GTA 4 n-a mai acoperit-o, da. Pentru că jocurile precedente, GTA 3, GTA San Andreas și Vice City, erau foarte... The crazy part. Da, crazy da, era, part. Era, da, aveau și păți serioase, într-adevăr, dar în general mergeau spre fun. Da. Ei bine, cu GTA 4 totul a mers... Hello, cousin, let's go bowling! Toată ziua, hello, cousin, let's go bowling! Tot jocul ăla, hello, cousin, want to go and fuck American titties! Eram, frate, mai lasă-mă dracului în pace, vă știu să mă duc sub pomul oameni. Știi ce n-avea GTA-ul 4 implementat? Funcția de oprit telefon. Da, 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 da. Păi oprit telefon, nu mai avea nimic, murei, da. Da, da, da. Nu știu, eu am mare încredere că, bine, sper acum că și Deep Silver să fie destul de dăruitor coște la Volition și să fac o treabă bună, pentru că mie personal, chit că Saints Row 3 a fost cu mici probleme la început, au avut. Și care e faza că eu am încercat să joc Saints Row 3 și pe PC și pe PS3 și mai mult de prima misiune aia cu elicoptere da, da, stuff da, da, like da. That și plimbat un pic prin oraș, luat o motocicletă, încercat o sărită de vreo 5 ori, nu mi-a ieșit. Am ieșit din el, this game has no purpose. Asta, simt un lack of purpose și nu ai un obiectiv. Asta întotdeauna mă seacă pe mine. Întotdeauna am zis că, da, într-adevăr asta e o mare problemă la el. Dacă adăugau suportul pentru modul la el, cred că ieșea un joc de notare. Eu asta sper la Saints Row 4. Inclusiv editor de misiuni. Editor de misiuni. Asta sper eu la Saints Row 4. Păi, nu cred. Nu cred. Să știi că totuși asta n-ar trebui să fie chiar atât de complicat de făcut. Nu, adică, tocmai. S-a putut pe PS3 la Infamous. Da, la Infamous. Și acolo e o arhitectură mult mai închisă, mult mai restrictivă. Și a avut un succes destul de mare. Da, e plin acum. Adică nici n-am intrat în Infamous 2, dar cred că e plin de misiuni de astea, adică cred că mai ai încă vreo 10 jocuri. Dacă nu mă înșel, dacă ai DLC-ul la standalone. Da. Și el are niște modele în plus și chestii în plus încă care poți să faci alte mode. So, yeah. Pe PC, mai ales cu Steam Workshop, a funcționat de minune chestia asta. Da, adică, vedem. Uită-te la Sky. Aoleu, doamne, care e. Deci, our German fellows make it happen. Scheiße porn. Paul vrea. Scheiße porn cu modding support, vă rog frumos. Clar. Okay. Și acum... dacă toți suntem în aria asta, de scheiße porn, hai să ajungem și la un subiect care pe mine m-a deranjat foarte tare, ca să zic da, așa. Da, eu am fost la modul like, yeah, whatever. Știu că în America a fost foarte mare scandal pe tema asta și pentru că... Cel puțin la ei. Sunt americani. Da, și trebuie să se ofenseze cineva la orice chestie de genul ăsta. Dar ideea e că la ei probabil o replică de genul Bros Before Hoes are o implicare mult mai mare decât la noi, care e pur și simplu o chestie din asta pe care am luat-o din filme. Știu? Eu vreau să zic că ce mi-a povestit Paulica pe drumul spre... Da, spre pentru tine. Cei care n-au înțeles, este vorba despre schimbarea numelui trofeului din God of War Ascension din Bros Before Hoes în Bros Before... Foles. În urma plângerilor exprimate prima oară de Adam Sessler, care de altfel e un jurnalist pe care îl respect, însă care aici mi se pare ce obții mie că a exagerat într-un ce mod. Patru. Da, da, într-un mod îndrăzitor. Ideea e că s-a considerat că acest trofeu este foarte misogin. Da, hai să vă pictez așa un tablou mai complet. La un moment dat e o bătălie în joc în care te bați cu un boss de sex feminin. Nu putem să spunem că ar fi femeie. Furie. Da, din legendele grecești ar fi o furie sau o harpie. Așa. Ideea este că în timpul bătăliei este te ajută un alt personaj care e de sex masculin să poți să învingi acest boss. În urma învingerii bossului, Kratos o calcă pe cap la propriu. Da. În urma acestui peisaj minunat apare trofeul Bros Before Hoes. Chipurile că cei doi băieți șmecheri au bătut o whatever, mai puțin șmecher. Și... Bine, are și câteva implicări pentru că personajul respectiv, Orcos, este în relație directă în sensul de... Nu cred că asta contează așa. Ba da, pentru că de obicei când zici bros before hoes, adică bros before prietenă sau nevastă, amantă. Da. Încă o dată, să judec atât de... să ajungi atât de departe cu judecățile astea, mi se pare... Eu personal consider o tâmpenie asta.
consider că se caută, se caută nod în papură de dragul de să căuta nod în papură. Adică, s-a vorbit despre God of War. Tocmai vorbeam de Saints Row. La Saints Row, de ce nu s-a revoltat nimeni că umblai cu dildo-ul imens și dădeai în cap la lume? Și mergeai în organele... Sau, sau iarăși, ce vorbeam și cu Paul în drum spre locul în care registrăm, un Tomb Raider, de ce nu se sesizează nimeni că Lara Croft omoară doar bărbați? Mă mor și-o femeie. Adică la sfârșitul jocului, nu dau spoilere, da. Dar ideea e următoarea, că e imaginea aia femeii care cumva domină, cum să spun, nu pot să mă abțin să nu dau spoilere, dar practic se bate cu niște bărbați care și-au dedicat toată viața războiului, știi? Și iau acolo femeia inocentă, tânăra inocentă, aoleu, ajutor, sunt Lara Croft! Și o să vă omor acum cu un spas 12 bărbații. Ok, bun, bine. Da, asta mi s-a și până la urmă, hai să spunem că presa asta, inclusiv cea de gaming, este în ultima vreme în căutarea senzaționalului. Taburi de-astea. Așa. Ce mi s-a părut mie și mai strigător la cer este faptul că în urma scandalului ăstuia Santa Monica s-a conformat imediat și am scos patch și am înlocuit numele trofeului. Dar mie bug-ul game breaking tot nominat de aparat. Și mai mult, acum ai văzut că au zis că e greu, Trials of Archimedes, o să modificăm cu un patch. Și eram, bă, voi sunteți tâmpiți la cap, aia e viziunea voastră, lăsați-o așa, adică dacă lumea chiar s-a tâmpit și nu mai poate să joace. La Trials of Archimedes s-ar rezolva ușor cu două cufere din alea de viață și moarte. Sau cu pur și simplu adică să salveze între da, sau așa. Nivelurile listului. Chestia asta cu Road Before Home a fost o cum să spun, o problemă similară cu jocul Dead Island, cu shooterul Dead Island al celor de la Techland. Așa. A avut un achievement, nu mai țin minte, am uitat de el, în care dacă jucai cu unul dintre personaje care era o negreasă, dacă jucai cu unul dintre personaje, tot așa, te dea un trofeu de stat, tot cu o chestie foarte, ceva foarte ofensator pentru ei, pentru cultura aia americană. Chică Techland sunt polonezi și toată presa americană a sărit cu fundul în sus și au trebuit să schimbe numele achievement-ului pentru, pentru a acomoda cerințele americanilor. Da, bine. Mie asta mi se pare. Și încă o dată spun, nu mă deranjează că s-au creat scandaluri, că s-au creat nu știu ce. Mă deranjează cel mai mult faptul că artistul inițial nu stă să-și susțină punctul de vedere și să susțină opera pe care a făcut-o. O schimbă imediat după cum bate vântul. Asta mă deranjează. Bine, așa a fost și la Mass Effect cu finalul, care a fost extins special pentru că s-a plâns toată lumea. Deși nu adaugă nimic, adică tot aia se întâmplă, da, știi? Da, doar da, că ți arată niște secvențe statice, nici măcar nu sunt animate, sunt niște artwork-uri care se plimbă prin fața ecranului. Aici probabil că cel care a făcut programatorul sau cel care a stat să facă cel care a fost... A fost o femeie de altfel. O femeie? Da. Probabil la că era... ce, tu vorbești serios? Da. A fost o femeie? Dar asta cum se cheamă? Încă o dată demontează orice... Demontează, da. Deci, eu am, acum sincer am senzația că... Băi, și-o zic la modul cât se poate de non-ofensator. Cred că Sesler are niște inclinații spre alte părți. Ah, e surat. Treaba lui. Asta nu demonstrează nimic, am văzut. Și John Travolta era surat. Da. Să, mă întreb când o să se însoare ăsta George Michael. Și cu cine? Da. Vedem. Ok. Și dacă tot am mai ajuns... Mai ceva de adăugat? Nu. Dar eu zic să continuăm în direcția asta 60 porn hot, însurători între așa. Și să ajungem la hot lucruri stuff. Lucruri mai fierbinți. Da, lucruri foarte fierbinți. Ok, știi, mai fierbinți. La începutul săptămânii toți am fost la lansarea StarCraft 2 Heart of the Swarm, care a avut loc în Media Galaxy Orchidea. S-a lansat jocul. Da. Hai să o luăm așa, că noi avem niște păreri, fiecare, ca să spun așa, trage într-o altă direcție și așa e politicos. Și așa e păticos să lăsăm invitatul să-și zică părerea prima oară. Oaspe. Despre lansare sau despre joc? Lasă joc. Nu mă opune să fac chestia asta. Da. De ce? Lansarea a fost tipic românească. Nimic, nu știu, nu mi s-a părut nimic interesant la ea. Nimic care să iasă în evidență. Pe lângă faptul că nu le-a mers
asta e vina celor de la Blizzard. Ok, hai, dau vina pe Blizzard. Dau vina pe Blizzard. Always Online Games. Da, Always Online Games și nu le-a mers rețeaua, că a fost bombardată de milioane de jucători care probabil vreau să activeze în multiplayer. Dar, nu știu, nu mi s-a părut nimic. Adică, eu, asta e și problema mea, că eu când mă uit la o lansare, mă uit întotdeauna la lansările din afară, unde vin oameni costumați, unde sunt chestii de-astea mai bombastice, unde, nu știu, se fac mai multe chestii, cu concursuri mult mai multe. E o atmosferă așa, nu știu, mi se pare că e o atmosferă mult mai matură. Nu uita că anul trecut, cel puțin la noi, a fost un mare regres. Adică de unde ajunsesem în 2011 să... Cât de cât începușim și noi să avem evenimente astea, da, cu costume, da, cu chestii. Lansări cu... la majoritatea jocurilor, da, importante. Da, așa, da, 2012, da, a fost o pantă, da, groaznică. Da, a fost o regresie groaznică. Așa, da, și de bine de rău, cu sfârșitul anului și acum, se mai redresează treaba. Eu mai degrabă din punctul ăsta de vedere aș porni și cumulat cu faptul că Altec și Media Galaxy, cel puțin la momentul de față, au cele mai bune prețuri, să zicem, oficiale la jocuri. Mm-hmm. Am senzația că cineva, cel puțin acolo, vrea să măcar să facă niște eforturi să promoveze și partea asta de piață. Într-adevăr, da, într-adevăr. Și, cum să spun, în momentul în care n-ai mai făcut și n-ai mai călcat în teritoriul ăsta prea mult, încerci și tu să faci ce poți și mai întâi testezi apele. Trebuie să te convinzi sigur că ceva nu merge, ca să recunoști și să încerci altceva. Da, ideea e că există oameni care au mai făcut treburile astea și nu se apelează la ei. Se încearcă organizarea pe cont propriu, că lasă că merge și așa. Știi? Nu, nu, să știi că întâmplător am fost contactat pentru lansarea asta, însă s-a preferat, mă rog, n-a fost numai, deci n-a fost vina celor de la Media Galaxy că nu s-a mers mai departe cu varianta asta și până la urmă s-a ales varianta cu Night End. Night End pe care, sincer, și eu, dacă, de exemplu, făceam ceva de genul ăsta, îl invitam, însă din postura omului care nu cunoaște persoana respectivă, ci doar reputația sa, e ca și cum la un FIFA, vine fotbalist. Bebe campion, frate. Da, așa, sau ceva de genul ăsta. Însă, cum a fost acum câțiva ani când au chemat pe băieții de la Dinamo la FIFA și a venit Marius Nicolae, care e un fotbalist, mă rog, cine știe, cunoaște, care a fost întrebat ceva de genul, tu te joci? Nu. Nu te joci jocuri de fotbal? Nu, niciodată. Dar ce te joci? World of Warcraft. Și a fost ceva de genul direct cu băta în bag. Așa. Cam așa. Măcar se joacă World of Warcraft? Da. Cam, așa, ceva. Cam așa a fost cu Night End. Acum, dacă ați văzut interviul făcut de colegul Marian de la GameX, a fost ceva, și îți place jocul ăsta? Nu. Păi de ce? L-au stricat, l-au broken, e broken, au băgat nu știu ce unitate, da, ca să... Așa, au băgat nu știu ce unitate ca să fixeze nu știu ce altceva. Și ai recomandat altora să-l joace? Nu. Și ai recomandat altora să se apuce de pro gaming? Nu, că e groaznic și nu știu ce. Și a fost așa ceva de genul, asta vreau eu să aud la o lansare de joc, adică că pe cineva care vine și spune, jocul ăsta e de căcat? Da, într-adevăr, aici... Bine... Jocul, într-adevăr, partea de multiplayer e destul de criticat. Cel puțin vreau să spun că Wings of Liberty a fost cât de cât ok, deși asiaticii, mai ales coreenii, când au trecut de la StarCraft până la StarCraft 2, nu au fost mai mulțumiți. E, acum gândiți-vă că sunt și mai mulțumiți cu titlul ăsta. În fine, jocul, aici mă refer doar la jocul. Probabil însă ca toate titlurile Blizzard o să fie fine-tuned pe măsură, da, ce trece, da, timp. Da, bine. Eu, de exemplu, eu nu văd Heart of the Swarm, Roiul, frate, deci asta a fost o chestie, da, cu Roiul, da, m-am, da, mirosul. Cine ești tu, mă? Roiul. Da. Așa erau, apropo de, ca să înțeleagă și oamenii banner-le care nu au fost acolo, erau bannere și afișe, da, pe care scria StarCraft 2 Heart of the Swarm, tu ești Roiul, pentru că You are the Swarm e tagline. Da, da, dar faza cea mai amuzantă e că sub tu ești Roiul ăsta trebuia să fie data la serie, 12 martie 2013. Ei bine, pe afișul ăsta în limba română scria 000000. Da, da, păi da, nici, da, nici n-a fost editat, măcar ca lumea. 23 august, știi cum e, nu poate să fie în fiecare așa. Ideea e în felul următor. Eu văd Heart of the Storm mai mult ca un expansion pentru single player decât... Bun, să aduc și niște unități în plus pentru multiplayer. Însă astea puteau foarte bine fi publicate și ca un DLC sau ca ceva de genul ăsta. Da, da. Patch. Da. Grosul vine
pentru single player, poveste, filme. Da, știi, știi foarte bine că scenariile alea care erau în Wings of Liberty, cel puțin în campania single player, aveau destul de puține în comun cu RTS-ul clasic. Da, da, da. Erau foarte multe variații. Știi care e faza? Că o mare parte din single player-ul ăsta nici măcar nu se află pe disc, ci e streamuit în timp ce te joci. Adică intri în misiune și mai trage vreo 100-200 de mega per misiune, da, ca să poți să joci. Eu că am vrut să instalez... Inclusiv la Liberty merge așa. Obișnuit fiind de pe vremea Diablo 2, StarCraft 1, etc. Da, am băgat discul cu Wings of Liberty, am dat install. Următorul pas vreau să fie să bag discul cu Heart of the Storm, să-i dau install și lui. Nu, era deja acolo. Nu. După ce ai instalat Wings of Liberty, ok, boss, ți-am instalat, nu știu ce, ai să-ți mai bag și update-uri. Încă și început să-și ia 7 giga și eram, băi frate, eu înțeleg rolul patch-urilor, dar 7 giga? Păi nu, că ăla e de fapt ca după aia să-mi dau seama că tot ce a luat el, de fapt, e mai mult să nu țin Heart of the Storm. Chestia asta a fost și la World of Warcraft, ca produs... Da, da, la te-ai aștepta pentru că e joc da, sunt alte... online, e... Păi da, dar și ăsta e joc pur online, dacă să ne gândim. Eu vreau să mă joc campanie. Știi care e faza, ce ziceam mai devreme, banii ăștia, eu cel puțin i-am dat să joc campanie. Da, bine. Adică eu iarăși sunt, eu care... ca fan al jocurilor single player, sunt mi se găurica și crăpătura fundulețului este deschisă larg și este introdus dildo din Saints Row de către Blizzard de acolo, fraier. Așa. Deci asta pe mine mă calcă pe bătătură așa un pic. De altfel n-am niciun fel de îndoială că știind ce a fost în campania din Wings of Liberty, că și campania asta va fi mișto. Ai, am mișcat câteva misiuni, nu foarte multe, și e more of the same, știi? Merge cam în aceeași direcție. E un expansion, adică asta ar trebui să fie more of the same, dar... Da, dar e more of the same în sensul în care, în teorie, când stai stragi linie, conținutul de single player din Heart of the Swarm va fi cam de aceeași mărime ca cel din Liberty. Hai să punem un pic pauză discuției despre joc, pentru că probabil o să discutăm într-una din edițiile viitoare, mult. Hai să vorbim în continuare de lansare. Hai să zic și eu câteva cuvinte, că până acum ați vorbit doar voi despre lansare efectivă. Mă așteptam să fie ceva mai multă lume, deși au fost foarte mulți oameni, dar fiind o lansare de StarCraft, mă așteptam să fie mai multă lume. Da, să știi, adică am fost probabil mai mulți decât am avut noi la Assassin's Creed 3 în toamnă. Nu cred că au fost mai mulți. Sincer. Nu, mai mulți la Assassin's Creed decât aici. Da, eu sunt sigur că au fost mai mulți la Assassin's Creed. Păi asta... Și n-are nicio treabă că... Publicitate blatantă! Da, n-are nicio treabă cu faptul că l-am făcut noi să și așa mai departe. Da, e pur și simplu... În continuare, în continuare pentru mine... Ca lansare de joc, cea mai mișto a fost la Hox, la primul, pentru că acolo chiar s-a făcut ceva tematic și au venit, nu în fiecare zi în viața ai ocazia să vorbești cu un pilot de MiG, da, mă rog, așa. Și chiar care au venit și au jucat jocul pe un sistem de joystick. Și chiar se descurcau la modul și pentru că oamenii chiar știau ce fac, se vede de noi care... Păi nu, dar uite, dacă iei un fotbalist și pui un gamepad în mână și zici joacă-te fotbal, nu e chiar așa. Da. Hai să revenim la StarCraft. Știi ce cred că a contat foarte mult, probabil că era mult mai multă lume? Faptul că multă lume a fost dezamăgită de Diablo 3. Pentru că la Diablo 3 a fost extrem de multă lume. Da. Eu nu am fost la lăsăt. Deci a fost, am călătorit între mai multe magazine atunci și era plin peste tot, toată lumea vrea să cumpere joc. Da. Cred că și-au făcut crucea ea de la... N-au vândut atâtea jocuri în viețile lor. Dar lumea a fost dezamăgită de abordarea Blizzard, mai ales către partea de Always Online. Și n-a fost problemă, pentru că și StarCraft 2 era Always Online. Da. Dar aici StarCraft 2 a funcționat. Știi că... A avut o lansare mult, mult mai bună față de Diablo 3, care au avut, ca să nu mai spunem, eroare 37. În general, StarCraft întotdeauna a fost privit ca o licență mult mai matură. Și față de ăsta, ca să fac o mică legătură cu ce spunea Cosmin, și Diablo 3-ul se vrea așa, cel puțin pentru anul ăla, vrea să fie cireașa de pe torta lui Blizzard. Da, da, da. Gata, vă dăm Diablo 3. Și de 3. Fapt a fost Pandaria. Și de fapt, da, a fost Pandaria mai mult decât Diablo 3. Și dai seama, da, într-adevăr, și chestiile astea influențează. Asta e faza, asta e problema Blizzardului, că toate produsele între ele se sapă. Da, toate între ele se sapă. E mai mult un fel de The Blizzard ecosystem decât jocul X sau Y. Da. De asta nu am fost relativ mulțumit, adică mă așteptam poate să fie mai puțin oameni. Da, ok, pe lângă asta mi s-a părut că oamenii, cel puțin media de vârstă a fost mult mai mare decât alte lansări. Știi ce mi s-a părut și asta a fost diferența fundamentală față de lansarea noastră cu Assassin's Creed? Faptul că și aici au avut postere.
și aici au avut tricouri. Și aici s-au dat jocuri, cam, nu știu dacă a plecat cineva fără joc, ori l-a primit, ori l-a cumpărat. Mm-hmm. S-au putut uita pe la niște hardware-uri de jocuri de-astea, de jocuri, de PC, Rocket. Whatever, da, da. Rocket. Băi, lumea a fost și a stat la rând și a așteptat rândul și s-a înscris în mod, da, civilizat, asta, asta și a jucat în mod civilizat. Evident din, tu știi că tu ai fost pe margine la Assassin's Creed, a fost sinistrații. Da, da, m-a venit și... lumea cu, cu, da, roiul. Și era, roiul. Da, a venit roiul. Ei chiar erau roiul. Da, nu ne că poate și noi n-am handle-uit poate cea mai fericită, în cel mai fericit mod lansarea, dar... Vrei să-mi scot acum o vioară? Nu, nu, nu. Da. Dar am fost realmente șocat acum să văd cât de civilizați au fost, da, oamenii ăștia, păi, cum au așteptat. Gândește-te la publicul țintă. La Assassin's Creed au venit puși de la 8 ani la 20 și ceva. Da, da, știi că Assassin's Creed e joc 18 plus, whatever. StarCraft e joc 16 plus. Whatever. Nu, asta n-are nicio legătură. Contează la cine prinde. Contează la cine prinde, știi? StarCraft e o licență mult mai veche, din moment. Da, da. E din 97, da, parcă. Și de atunci lumea se tot joacă și se joacă și se joacă și se Esports. Joacă. Esports. Știu, exact, că nu-ți place cuvântul ăsta. Dar ba, poate îmi place. Dar asta e, eu am fost, când am fost la DreamHack anul trecut, adică ai fost și tu, da, da, la StarCraft, am fost foarte impresionat de maturitatea publicului. Deci erau, publicul era în principal cât de oameni peste 20 de ani. Foarte puțin, exact, sub 20. Asta vreau să subliniez și eu. Erau peste 20, pentru că e, StarCraft pe asta a fost clădit, pe eSports. Și lumea e deja educată. Educată în sensul ăsta. De asta ai văzut tu. Da, și pe lângă asta, dacă ai început să joci în 97 StarCraft, probabil acum ai peste 20 de, da, ani, clar. Și ești mult mai civilizat. Da. Bine, se presupune. Se presupune. Continuând, continuând relatarea mea cel puțin, pe lângă publicul numeros și educat, mi s-a părut, cum se cheamă, el spunea el că a fost o lansare românească, că nu s-a întâmplat nimic deosebit. Chiar mi s-a părut că, având în vedere lipsa de experiență, să zic, organizatorilor, chiar s-au chinuit să facă ceva. Eu știu foarte bine, noi știm foarte bine că nu e tocmai ușor să ții în frâu toate mașinațiunile astea din spatele unui eveniment de genul ăsta. Și mi s-a părut că au făcut totuși, efortul lor a fost... Na, nu extraordinar și nu demn de laude și să cântăm osanale și așa mai departe, dar de apreciat că s-a încercat măcar ceva. Adică în condițiile în care, de exemplu, la Call of Duty nu s-a făcut niciun fel de lansare. Da. Eu n-am jucat nici în ziua de azi, credeți? Eu încă mai știu. Deci fiecare are păcatele lui, ca da, 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 da. Și îmi zicea Dimache că, bă, n-ai de unde să faci miros de un Black Ops? Bă, eu nu l-am nici eu. So, da, yeah. Da, Dimache e colegul lui de la Vasă, de ca să înțelegeți despre ce vorbim. Știe lumea cum. Deci, hai o concluzie acum cu lansarea. Ce ați vrea pe viitor să se modifice? Probabil o... Bine, aici a fost și... modul în care se lansează jocul, că la 12 noapte de drumul sau ar trebui să fie o lansare mai târzie. Dar personal, când mă duc la o lansare, aș vrea să plec undeva înainte de ora 11, unde să pot să iau un transport în comun până acasă. Deci ora, primul rând, ar trebui să fie un pic mai devreme, poate chiar mult mai devreme, gen 4 după amiază. Preferai să fie făcută a doua zi? Da. Pentru că atunci mergea sigur și joc. Se putea juca multiplayer. Da, adevărat. Însă, pe de altă parte, eu personal cred că are mai mult impact cu Midnight Launch, mai ales în privința vânzărilor. Asta n-a fost Midnight Launch. A fost Midnight Launch. No. Jocul s-a pus în vânzare la 11:30. S-a pus în vânzare. La Midnight ajungeai acasă și te jucai dacă luai taxi. Da, păi n-aveai ce să plăce altceva. Plus că aici, odată cu chestia asta, cu o dată de zie, ți alienezi o parte, da, din public. Apropo care nu o să stea până la sfârșit și nu o să stea să cumpere jocul. Am avut o discuție la plecare cu un băiat de acolo, nu știu cine era, nu-l cunosc, care se uita așa ciudat la noi, că chemăm taxiul, și ne mărturisea, eu n-am mers niciodată cu taxiul. Păi nu-i mare lucru, așa și pe dincolo și chem și nu știu cum și te duce și tu ajungi și nu știu. A, dar mie nu-mi trebuie că stau peste drum. Și eu fac ceva de chem. Păi atunci de ce te-ai băgat în discuție? Da. Bine, bă, okay. Puștiu avea, era... Da. Avea o vârstă fragilă. Da. Am înțeles. Paul, zi tu ce ți-ai dori să mai vezi? În afară de 60 porn.
Sincer, și eu aș prefera să se facă lansarea a doua zi. Chiar aș fi preferat. Dragii mei, am luat notă de opiniile voastre și le vom aplica cu ocaziile viitoare. Mai mult advertising, nu știu, să știe mai multă lume de așa ceva, că nu se fac lansările astea tot timpul, mai ales la noi în țară, să fie mai multă lume, să fie un public mai mare. Să știi că... Adică, practic s-a dat publicității în momentul în care a fost aprobată lansarea, că nu depinde doar de... Da, știu. Iar cum am avut undă verde, noi am avut pe site bannerul, da, să poată să afle toată lumea. O altă chestie mi-am amintit eu. Acum au fost foarte puține computere pe care să puteai juca jocul. Da, asta cred că ar pentru trebui. Pentru un joc care se bazează pe chestia asta, pe... Bine, nu mai vrea să văd multiplayer acum, să spun sincer. Știu că... Evident, dar concursul a fost făcut... Pe Wings of Liberty. Da, pe Wings of Liberty și s-a jucat 1v1, ok. Dar făcut pe dacă erau, deci dacă mai erau doar două calculatoare în plus, se putea desfășura concursul mult mai repede și nu se ajungea în punctul ăla în care se blocau serverele. Da, da. În fine, cam asta aș spune. Ok, hai că eu am zis, voi lua toate aceste învățăminte și poate le vom aplica viitor. Hai să terminăm cu Hot Stuff, cu lansarea de StarCraft 2 Heart of the Storm și să trecem la jocurile săptămânii în care, surpriză, vom vorbi de acele jocuri pe care am vorbit de două ori. Așa, hai să trecem rapid prin ele, pentru că deja eu m-am plictisit de cât timp de cât vorbim de God of War și de Tomb Raider. Mi s-a făcut lehamite de ele. Da, uite, săptămâna asta eu am reușit să joc God of War Ascension în multiplayer și să și scriu review, l-am și publicat pe Playtech, e disponibil acolo. Uitați-vă, l-am pus și pe Facebook, dacă mă aveți în listă. Da. E un multiplayer. E un multiplayer, da. Adică știam la ce să mă aștept, pentru că am jucat beta-ul în decembrie și speram ca impresia mea inițială să se schimbe ceva mai mult decât s-a schimbat odată cu experimentarea modului multiplayer în versiunea finală. E... Hai să luăm așa, ce puțin... E bine intenționat, dar nu e unde trebuie. Exact asta vreau să zic. Multe idei bune, dar de multe ori executarea lasă de dorit, în sensul în care e haos pe ecran. Exact. Deci dacă joci, poți, modul Arena de... modul ăla. Da, sunt un mod. Ăla e free for all. Nu, da. Ăla este, deci ăla nu, mai ales dacă joci, dacă joci în arene de alea mici, gen aia inițială. Form of Hercules sau cum se numește. Da, deci alea sunt, practic, toată lumea e la câțiva metri de toată lumea și toți dau cu tot ce au pe acolo, plin de culori, plin de... Mai sunt și... Text. Mai sunt și color, mai și color coding. Color coding care e ok, pentru că când un personaj strălucește într-o culoare, înseamnă că se rechargește. Când strălucește în altă culoare, înseamnă că poate fi atacat, etc. Numai că treaba asta acumulată cu toate urmele alea pe care lasă armele, cu text, cu băruțele de viață, cu... Wow, frate, deci nu mai înțelegi nimic din ce-i pe ecranul, așa peși tu la nimerea de pe butoanele, în speranțele că... E ca și cum ai fi într-un raid, wow, și sunt... Da. Câteodată eram, ia uite frate, am și omorât pe cineva, boss. Așa, alte ori, bineînțeles, că apeși și vezi numai animațiile în care tu ești executat în tot felul de moduri. Modul multiplayer e mai mult o chestie de noroc decât de skill, mai ales dacă sunt doi jucători pe ecran, e ok. Pe free for all, să știi că așa e. Există și hărți mai mari, iar dacă joci în modul ăla doar de 4 jucători, nu de 8, da. Pe hărțile mai mari în care te întâlnești 1 la 1, cum ar fi, mm-hmm, acolo e ok. Da. Și nu înțeleg, știi, apropo de chestia asta, de ce n-au băgat un mod de joc duel? Exact, de ce n-au băgat un mod de joc duel în care să joci doar 2 oameni? Pentru chiar... că nu ar fi foarte greu de balansat, pentru că ai putea să faci asta doar după ce deblochezi toate tâmpenile din sistemul de progres. Da, pe de altă parte. Că altfel cineva ar avea un avantaj asupra celuilalt. Da, mă rog, asta să nu se introducă un sistem pentru prieteni, între ei. Da, asta teoretic se poate, poți să faci party, dar... Da, eventual să joci non-rank. Custom games. Da. Să mai. Mă rog, se vede că e un prim pas pentru ei în domeniul multe. Da, așa am zis și eu. Latența aia nenorocită. Da, uite, el a avut probleme cu latența. Mie nu mi s-a părut că ar rămâne în urmă sau ceva de genul ăsta, dar totul e făcut. Nu vă așteptați la rapiditatea. Da, nu e fluid, nu e fluidul din single player. Din single player. Nu e același combat fluid din single player. Adică ei au făcut Sistemul de luptă e cam la fel, numai că ei au făcut chestia asta când dai în cineva, lovitura se înregistrează într-adevăr, lupta combo-ul ăla decurge ca normal, dar după aia, oh, Doamne. Deci
nu spun de câte ori vroiam să fac un dodge roll și pur și simplu nu mi-eșe și mă trezeam într-o animație de aia când ăla venea. Gata, ți-am luat. Mai sunt, apropo de ce ziceai tu de bug-urile de single player și multiplayer, sunt bug-uri. Rămâi pe aer undeva. Da. De fără, nu sunt la modul vai, din cauza asta ai pierdut meciul, mm-hmm, dar mai apar și te bufnește așa un pic de râs. Da, bine, ce modul de joc? Game breaking. Challenge of the Gods. Capture the Flag. Domination. Domination. Challenge of the Gods. Challenge of the Gods. Free for All. Și de ce îmi place chestia cop? Challenge of the Titans. Am uitat cum se numește, da, l-am jucat. E foarte drăguț, e survival. Poate fi jucat și singur. Păi exact ce aveau vechile God of War, numai că acum ați luat și cop. E un hot mode în momentul ăsta. Da. Ideea e că vechile God of War-uri aveau ceva de genul ăsta la extra ori tot timpul, în care te puneau să te bați pe valuri. 10. Da, valuri din ce în ce mai puternice și dacă reușești să le bați pe toți, aici și progresezi, aici și progresezi pe modul. Sistemul de progresie. Experiența câștigată în chestia lupte, asta, da, în hot mod, se adaugă experiențe pe care câștigi meciurile competitive. Da. Și asta poți să joci de unul singur. Da. Doar că e mult mai greu. Îți dă mai puțin, oricum. Îți dă mai puțin experiență. Am avut testele, că am vrut să vedem dacă putem să facem power level. Noi m-am luat, eram cu fulgiul acolo, eram gata, boss, facem astăzi level maxim, boss, boss, plus, plus. Și ne-am dat seama că, băi, mai bine jucăm modurile normale, că luăm XP mult mai oricum, mult. Faci cam un level pe match, ceva de genul ăsta, mai ales dacă și câștigi. Da, și mai ales dacă ești printre locul 2 sau 3, sau 1, dacă ești pe locul 1. Da, am reușit să ieși pe locul 1, chiar locul 1. La meciurile alea stupide de 8 player free for all, am reușit să fiu pe primul loc, dar meciul următor am fost pe ultimul. Deci n-are nicio treabă cu skill-ul. Dar, pe de altă parte, ce să zic? Pe cât de haotic e, unele chestii de genul Capture the Flag, ăla de câte știu, limitat la 4 oameni. Nu, e tot în 8. Mă rog, tot în 8. Un Capture the Flag în 4 oameni, de exemplu, pe o hartă mai mare poate fi, sau un Domination de la, mă rog, cu, m-am uitat cum îi spune. Ideea e că au și chestii în plus, cu ai gorgona aia mare, ai Divine Intervention, da, și chestii. Așa, alea au mai mult sens, care sunt echipe doar de 2 oameni, e totul mai strategic, nu e haosul ăla. De obicei când te întâlnești cu cineva e bătaia aia, gen Street Fighter, da, Mortal Kombat. Amuzant e că vorbeam cu Fulget pe Facebook de modul ăsta multiplayer de Capture the Flag și mă întreba, bă, ai reușit mă să ieși tu în stag? Că vorbeam de screenshot-uri și bă, nu am reușit, pentru că mereu când mă duceam la stag, rămâneam singur cu vreo 2 pe lângă mine, bă, trebuie să mai așuiești butonul ca să iei stag-ul. Da. Și în momentul în care intri în animația de scos stag-ul din pământ, vine aia pe tine și n-ai ce să le mai faci. Deci dacă n-ai unul sau doi oameni cu tine care să te protejeze, n-ai ce să faci. Deci, mie mi se pare ok chestia asta. Da, e o chestie foarte pentru echipă. Teamwork, pentru chestii de genul ăsta, dar... În modul online de pe PS3, care PS3 nu a venit niciodată cu o cască să poți să comunici cu echipierii. Da, nu are o cască standard. Există, poți să pui orice Bluetooth. Dar oricum, consola nu încurajează comunicarea. Comunicare, e egal cu zău. Hai să o luăm așa, ca să concluzionăm cu God of War multiplayer. Credeți că ce neajunsuri are sunt fixabile prin patch-uri sau trebuie să așteptăm God of War 4? Unele da, unele nu. E o chestie de arhitectură la multe, multe lucruri, mai ales la tența aia nenorocită. Da, și aia probabil contează și foarte mult cu cine joci, de unde, în ce țară. Probabil dacă joci local, nu o să ai o problemă. Foarte, foarte bun. Și foarte lent, adică e mai rău ca într-un MOBA. Da. Ok, deci asta e verdictul celor 3 redacții cumulate. Deocamdată multiplayer-ul din God of War e o chestie interesantă, însă dacă vreți să cumpărați jocul, probabil că o să cumpărați pentru single player. Da, și din câte am înțeles, tot DLC-ul va fi dedicat multiplayer-ului, deci probabil vom primi în modul de joc și cine știe, peste vreo 2 ani, God of War Ascension multiplayer va fi free-to-play. Da. Ca Uncharted. Exact. Și ce am observat când îți alegi prima dată Allegiance Suda, mai este un loc care nu e ocupat de niciun zeu. Deci e posibil să mai fie introdus inclusiv un zeu. Poți să vină acolo boss, zeul vostru. Da. Hai să trecem la alt multiplayer, la alt joc pe care l-am disecat. L-am jucat. Tomb Raider. Adică am reușit să termin jocul, am stat până la 5 dimineața. Yay! Îi vom da un premiu, un morcov. Așa, zine tu, Paul, că tu l-ai jucat intens. E mai bun God of War, să înțeleg. Nu pot să fac acum o comparație între astea două, dar în fine,
Haideți să luăm așa. Pentru cei care au jucat un joc third person, deci iau așa, pentru PC, pentru cei care au jucat un titlu mai recent, Max Payne 3, multiplayer. Pentru cei care au sau jucat Spec Ops. Sau Spec Ops. Max Payne 3, aș folosi Max Payne 3 mai mult. Pentru cei care au jucat pe PS3, care au jucat Uncharted, care acum e gratuit, Uncharted 3 multiplayer este gratuit pentru toată lumea de pe PSN. Pe Xbox... Gears. Da, Gears... deci, multiplayerul lui Tomb Raider nu are nici un Dumnezeu. Este o chestie făcută... Cred că probabil că a fost făcut într-o săptămână. Pe lângă faptul că ei au mers pe chestia asta, că băi, hai să facem un multiplayer în care să punem jucătorii să se lucreze unii între alții prin intermediul unor capcane. Au băgat ei o mecanică care nu e tocmai nouă, de capcane care sunt presărate prin tot nivelul și... Pur și simplu le activezi. Pur și simplu te duci și le activezi. Mm-hmm. Yep. Deci... Merge, adică dacă sunt în echipă cu cineva, cu echipele meu, poate să intre în capcană respectivă? Nu. Nu. Da, de exemplu, cum te joci de obicei, cum te joci un free-for-all sau un deathmatch de ăsta clasic, îți activezi foarte multe capcane, că eu asta făceam, mergeam prin nivel ca nebunul, fugeam, mi-activam capcane și stăteam și mă uitam la ecran. Și scrieșteam experiență. Puncte, totally broken. Băi, e groaznic pentru că armele au o funcționalitate, deci sunt anumite hărți care sunt au un design foarte, foarte prost pentru anumite arme. De exemplu, puștile în jocul ăsta sunt foarte puternice, de la o distanță de semn, de la distanță apreciabilă. Problema următoare, hărțile sunt atât de mari și sunt foarte multe moduri prin care poți să ajungi de la un punct în altul. Adică sunt, ai frânghii, ai tot bine, platforming-ul e la fel ca și în campanie. Poți să ajungi foarte rapid de la un punct în altul. Pușca aia, deci nu e bună de nimic. Mai bine folosesc o mitralieră și cu asta basta. Prin nivel mai găsești arme speciale precum arcul ăla care l-ai și deci arcul nu poate fi folosit în loadout. Ai arcul. Care am terminat practic campania. Ai arcul loadout, dar nu ai composite bow, ultimul arc. Nu ai ultimul arc, ăla care e mai puternic. Ultimul era parcă competition bow. Composite. Nu, competition. Era sau competition? Așa, competition bow. Era chestia aia care e scoasă din Rambo. Sunt presărate prin pe hartă, pardon. Dar... Nu, cred că Profet a lăsat acolo. Da, clar, da. Profetul. N-a avut codul de DLC și a trebuit să-l lase pe lângă și l-au băgat ăștia. Foarte slab multiplayer la Tomb Raider și se vede că a fost făcut în grabă ca să justifice acolo prețul de 50 de euro cât e pe Steam. Adică nu are nici un... N-are haz, chiar nu are haz. Mai bine mă joc, serios, deci mai bine dacă aveam PC, mai bine... Uncharted e mult mai avansat, Uncharted are, nu știu, și ăsta... Și Uncharted a ajuns la nivelul ăsta de maturitate după a doua iterație a multiplayer-ului. Deci, poate următorul, că a Survivor is Born, da? Da, păi oricum ei au zis că lucrează la următorul, deci, dar... Următorul, sigur, vor încerca să lucreze un pic mai mult la partea asta, probabil. Adică sper, asigur. Pentru cei care și-au luat Tomb Raider-ul, sau care vor să-și ia Tomb Raider-ul, pardon, nu vi-l luați pentru multiplayer, serios. Bine, părerea mea e... nu mai contează, dar în fine. Nu multiplayer-ul e punctul forte al acestui joc. Clar, multiplayer-ul este zero. Teoretic, în jocurile Tomb Raider sunt două puncte forte. Înțelegi? Da. Dar nu sunt așa forte, sunt poate și moi așa. Sunt mai așa, mai... Da. Extrude. Da. Ok, hai că am trecut pe multiplayer-urile astea, am scăpat în sfârșit, cred că de ediția viitoare nu mai vorbim nici de God of War, nici de Tomb Raider. Da? Sper. Da. Așa. Zine ce ai jucat nou. Am jucat un pic, dar nu cred că o să fie un joc demn de review sau de mai mult decât amintirea în ediția asta din podcast. Este vorba despre Sniper Ghost Warrior 2. Noul joc de la City Interactive care rulează pe CryEngine 3. Achieved with CryEngine 3. Da. Zine cum e jocul. E ok, e un joc cu sniperi. Adică e fix genul ăla de joc în care mai mult timp îți ia să ajungi din punctul A în punctul B decât să stai să ochești oameni. De fapt nici nu prea sunt foarte multe lupte sau
chiar dacă sunt lupte, mor dintr-un glonț sau două, sau ideea să nu te bagă nimeni. Deci e mai mult un fel de point and click. Fac acum, așa fac semnul ăla cu ghilimelele, este survival of the fittest. Da. Deci credeți că se poate face un show american de cel mai prost gust la televizor după el? Clar. Nu, ideea este că în momentul în care ajungi să te stabilești într-un vantage point din ăsta și începi să vânezi țintele una câte una, are un pic de strategie, pentru că trebuie să... Should I click on that one first? Nu, chiar are ăsta cam... Din câte știu, are mecanica aia cu vântul. Da. Doar că ai și mecanicile de sniping sunt oarecum similare cu cele din seria Battlefield. Bine, sau alte shooter. Da, sunt afectate de gravitație, de gravitație cât și de vânt. Da. Glanțele. Oricum, ideea este că trebuie să-i elimini strategic, pentru că în același timp, de multe ori trebuie să protejezi o echipă de soldați care sunt la sol, sunt acolo în mijlocul acțiunii și ei îți spun ție, vezi că avem un dinamic în stânga, asta, omul tălpul ăla, dar să nu-l vadă celălalt, trebuie să-l omori. Cred că astea sunt misiunile mele, în ghilimele preferate, închid ghilimelele, din jocurile de genul ăsta, în care am niște dobitoci controlați de AI pe acolo și eu trebuie să le provide suport și... Ideea e că ei de fapt nu sunt în niciun pericol imediat. Decât dacă greșești tu, dacă tu greșești... AI-uri, nu pățesc nimic dacă mor. Da, mă refer la faptul că ei nu intră în luptă fără ca tu să-i protejezi, mai să le elimini țintele. Da. În altă ordine de idei, are, cum zicea și Paul, chestia aia cu țintitul un pic la unghi, ca să zic așa, adică... Pui ținta aici, dar glonțul se duce în funcție de vânt și gravitație. Deci un fel de gorila bas mult mai evoluată. Gorila bas. Dar pentru chestia asta ai și un cerculeț roșu care zice exact unde se duce glonțul. Deci nu e nici asta o problemă majoră. Este făcut. Plus că ai... Trebuie să te chinui, dar uite, îți oferim acest cerculeț. Dacă stai cu ținta pe un dinamic timp de 2-3 secunde, îți apare cerculețul roșu. Pe lângă asta ai left shift care ține respirația și intră în bullet time, deci din nou super easy și există inclusiv faze de genul te fericezi în spatele dinamicului, bagi puțin un glande. Din ce ești la până acum, le recomandat sau nu? Are co-op? Are multiplayer, nu știu dacă are co-op, nu cred că are, adică campania pare fi făcută pentru un singur jucător. În anumite misiuni ai și spotter cu tine. Se merită acum, scuze-mă că te rog. Plus că se legă cu de primul joc pe care nu l-am jucat, deci nu știu care e valoarea lui. Primul a fost destul de slăbut, l-am jucat și a fost așa o amintire. Adică e o amintire. It's a blur. Plecă din capul meu. Cum l-ai comparat, de exemplu, care e faza față de Sniper Elite V2? Nici pe ăla nu. Dar în schimb am văzut că are aceleași chestii cu bullet, cu glonțul, nu-i trece prin cap, nu e atât de brutal. Nu e atât de brutal, am înțeles. Dar merge pe toată traiectoria. Practic în ăla era un soi de X-ray-urile din Mortal Kombat, erau transpuse. Aia a fost o fază mișto. Da, și ziceam la început că are de strategic, mă refer. Adică stai să plănuiești, să chiar să ai grijă, sau e pur și simplu pune-te într-un loc, du-te în pușcă și de bine, uite, sunt anumite secvențe, am jucat pe primele două misiuni, deci nu știu cum va merge pe parcurs. Dar într-una din misiuni, cea de-a doua, pe la sfârșit, deja începe să fie destul de complicat, pentru că dacă nu mă fărișeam pe lângă niște dinamici prin boscheți, mă vedeau și trebuia să trec pe lângă ei la modul, la atâta distanță de ei. Tu din fericire ești un mare expert în fârșate prin boscheți. Da, vreau să zic și de grafică, pentru că rulează pe CryEngine 3 și nu prea vedem foarte multe jocuri pe CryEngine, afară de cele făcute de Crytek. Și I'm kind of disappointed. Adică trebuie să și bagi buget mare ca să ai dreptate. Da, nu e vorba de asta, e vorba de cine știe să-l folosească și cine nu e, cum e source-ul de la Valve. Da. Adică Valve știe să-l folosească, oricine altcineva se cam uită... Cruciș. Da. Ăsta, știi, în Crysis ai văzut, mereu a fost o apă foarte mișto. În ăsta apa, deci primul nivel începe și mare parte tot se petrece prin apă până la brâu. Și frate, ai niște reflexii din astea la super low res, 200x200. Morrowind level, așa, nivelele de Morrowind, când vedeam, mamă, sau nu, Magic Carpet ăla de pe vreme, nu știu dacă reflexiile alea la apă la Magic Carpet, mă gândeam, mamă, frate, ce inovativ, și mă uit acum la Sniper Ghost Warrior 2 și văd, băi, stai puțin, eu sunt înapoi în 1996. Da, și vegetația, în Crysis, din nou, foarte mișto, detaliat, 3D.
influențată de mișcările jucătorului din ăsta, e o chestie 2D care iese din pământ așa, de care dacă te uiți din lateral dispare. Am înțeles, am înțeles. Și într-adevăr se îndoaie când e treci sprite, prin ea, da, dar e un sprite care se îndoaie. Am înțeles. It's a piece of shit. Ok, deci e un joc din ăla de buget. Dacă îl găsești la bani puțin merit. Și ai de pierdut deci 5 ore cu el. Crăciunul ăsta, Steam Sale, dacă găsiți Sniper Ghost 2. Da, e bun de pus pe lista. Mai bine vă luați alte jocuri decât Sniper Ghost 2. Ok. Hai să trecem la ultima rubrică și anume Reader Mail și automat și premiile pe care le-am promis data trecută. Hai să le luăm în ordine. Ok, pentru un zic cu Medal of Honor, comentatorul nostru fidel Picu de pe Picu. Gamecast. Yeah, Picule. Ne întreabă dacă suntem de părere că odată cu apariția noilor console, jocurile pentru PC vor fi mai bine optimizate. Într-un aici făcând un cuvânt, da. Nu, continuă, dezvoltă subiect. Făcând o referire la faptul că noile console vor avea acum hardware de PC-uri. Sunt amendele. Horrorless, da. Da. Depinde, aici va fi o discuție foarte interesantă pentru că în timp ce vor optimiza pentru hardware-ul ăla de PC, din nou, static, consolă, e un singur hardware pe toată gama, se face doar pentru hardware-ul ăla, normal că o să funcționeze bine. PC-urile în continuare au 15 milioane de feluri de plăci grafice. Da, că dacă ai un PC bazat pe un APU AMD și cu așa, da, ar putea să meargă foarte bine. Este foarte posibil ca cei care vor avea AMD în timpul generației astea de console să aibă un avantaj. Deja practic am pășit, ca să spun așa, un pic în tărâmul ăla cu Tomb Raider, la care ei, ultimele drivere beta de la Nvidia, improved performance and shit like that. Vorba micului nostru Vlad de la Gamma Ganda, it's too fucking late, everybody played it already. Da, da, și TRSFX care funcționează ca lumea doar pe AMD, da. E o tehnologie cu potențial, dar care momentan nu e implementată cum ar trebui. Da, da. Dar mi-ar plăcea să văd ce se poate face cu TRSFX când mai multe studiouri vor încerca să experimenteze cu tehnologia. Oricum, dacă vor fi mai bine optimizate, va ține acum din nou doar de producătorii. Gândește-te că anumite jocuri care pe Xbox rulează foarte bine, care din nou are o arhitectură apropiată de PC-uri, tot pe PC sunt mari probleme de portare. So, vezi Black Ops 1. Și multe altele. Black Ops e da, de fapt, seria Call of Duty multiplayer e cam un exemplu elocvent în sensul ăsta. Tot timpul pe PC au fost, cel puțin în cele alu' 3 ani, ce au fost probleme. Da. So, we shall see. Da. Și să vedem ce hardware, probabil acum e cam târziu să mai schimbe ceva, dar să vedem cu ce hardware va veni și Microsoft cu Xbox. Dacă vor scoate, pentru că momentan nici nu se pare că au de gând să anunțe ceva la E3. Da. Hai să dăm mai departe șapca cu World of Warcraft la cine merge. Tiberius, tot din comentariile de pe site, ne întreabă că, având în vedere că n-am mai făcut Game of the Year datorită circumstanțelor, să spunem care au fost cele mai bune 5 jocuri din 2012, în opinia noastră. 5 e mult. Nu știu, cred că găsesc așa, off the top of my head, niște jocuri. Aș pune acolo Mass Effect 3, sunt un fan al seriei. Cum am zis, Far Cry, best game of the year. Și Assassin's Creed merge și la joc bun și la dezamăgire. Culmea. Știi, am mai făcut noi chestii de genul ăsta. Nu știu, ce mai apărut am trecut? Dishonored, fuck, da. Borderlands 2. Borderlands n-am jucat nici acum, ți-am zis, trebuie să jucăm cu op. Trebuie să jucăm. Toate jocurile bune să zile la mine. Boss de boss. E boss de boss Borderlands 2, deci. Eu ți-am zis, m-aș rezuma la... Da, la 1. La 1. Far Cry 3 mi s-a părut... Hotline Miami. Pentru mine. Paul zice Hotline Miami. Mi s-a părut, pe gusturile mele, Far Cry 3 a fost așa și o surpriză plăcută și un joc neașteptat de solid. Mi-ar fi plăcut să dau premiul ăsta lui Dishonored, însă, repet, pentru mine a fost o poveste foarte previzibilă și un joc mult prea scurt. Da, plus că întreaga mecanică de moralitate... Crumbled. Da, tot personajul ăla Vas, toate chestia aia. Bine, eu la Far Cry, și Far Cry a fost un joc bun acum, nu zic, nu vreau să... Dar chestia cu Vas, că el era practic motorul în spatele poveștii și de pe la jumătatea jocului nu se mai întâmplă nimic cu el. Da, dar avea o motivație suplimentară.
Da, bine, da, corect, corect. Așa. Da, să mă arăt sex. Da, 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 da. Hai și cu premiul cel mare. Ok, premiul cel mare este un Ghost Recon Future Soldier pentru PC și merge la Radu, care a pornit o discuție foarte interesantă în comentarii și hai să mai discutăm puțin pe baza ei, pentru că are legătură cu ce am vorbit data trecută la Hot Stuff despre distribuția retail și distribuția digitală. Zi mai întâi ce Steam se lucește la partea de reduceri ocazionale, cu Midweek Madness sau cu ocazii speciale, Crăciun, etc. Însă nu o să înțeleg de ce la alt ex poți găsi Tomb Raider abia lansat la 90 de lei, în variantă retail, în timp ce pe Steam este 50 de euro, care e echivalent cu 220 de lei. Unde este și bucata mea de profit din faptul că distribuitorul este scutit de producerea ambalajului și transportului jocului. Pe scurt, nu este nicăieri. Da. Pentru că publisherii, după cum am explicat și în comentarii, sunt extra dependenți de canalele de distribuție retail, pe care nu le vor amenința sub nicio formă momentan prin oferirea unor prețuri mult mai bune pe digital. Da, ideea este că ei uneori chiar sunt nevoiți să vină cu oferte de genul ăsta, să le dea la niște prețuri mai mici, pentru că doar așa vor putea să vândă un anumit joc într-o anumită regiune. Cel puțin variantele boxed în ultima vreme au reduce variantele boxed. Lansările pe variantele digitale, fiindcă na, acum platforma digitală Steam, știm cu toții, e boss de boss. Pot să spun că își permit, pur și simplu își permit. Da, în altă linie de idei. Uitați-vă la precomenzi și la de exemplu, iau un exemplu BioShock Infinite, care cred că e pe primul loc la precomenzi. Da, probabil. În momentul de față și e jocul cât ăla cât e. Tot, 50 de euro. Deci, poftiți. Da, vine cu jocul original la pachet. Și cred că aici la dacă luăm din cutie de la un Altex sau ceva, nu știu. Oricare dintre magazinele astea care... O să fie cu codul Steam, asta e clar, e da, joc Steam. Da, codul de Steam, da, o să fie compatibil pentru Steam, clar, și probabil că o să fie la preț mai mic. Da. Asta în mod sigur va fi. În altă linie de idei, e posibil ca motivul pentru care jocurile pe distribuția digitală sunt în continuare destul de scumpe, pe lângă faptul că Valve și-a acei 30%, da. Vânzările digitale e posibil să fie mai mici ca număr decât cele retail. Nu, în mod sigur sunt mai mici decât cele da, retail. Da, și ei încercă să câștige pe partea asta, adică dau multe jocuri la un preț mai mic și puține jocuri la un preț mai mare și undeva se echilibrează situația financiară. Ideea e în felul următor, ca să fac așa o explicație folosind termeni mai puțin ortodoxi. E simplu, fraierii ăștia pe digital sunt dispuși să plătească 50 de euro pe el, da, uite că le gata, 50 de euro și în felul ăsta nu-i supărăm nici pe boșii noștri partenerii din retail, unde nu putem fără aia, că altfel sau ce dracu, că nu ne putem baza pe câteva sute de mii, zeci de mii, sute de mii, când da, vindem digital, trebuie să vindem grosul așa, plus că în satul de nu știu unde, din Kansas și în Arkansas, unde și n-au magazine, n-au nimic. Magazine au, dar n-au net. Da. Așa, da, ce digital? Dacă n-au net, n-au cum să-și acționeze. N-au net bun. N-au net bun, adică au America Online sau să-și activeze un cod, pot, dar să nu poți downloadezi un joc întreg. Da, bine, mai e și avantajul că dacă faci precomandă pe Steam sau digital, poți să faci un preload și în momentul în care apare jocul, poți să-l joci din prima secundă. Da, aici sunt oameni care pun accent pe chestia asta. Și mulți pun accent, acum știu că o să pare super ciudat ce o să spun, dar mulți pun accentul pe pre-purchase rewards, că acum Steam are chestia asta. Și se deblochează cu cât mai se cumpără mai și mult. Și fii atent, la Tomb Raider nu mai țin minte ce au băgat, ca... Deci că a dat soundtrack-ul și încă ceva... În fine, știu doar la Doamne, cumva sunt atașat de Bioshock Infinite, ăsta e clar să ne vorbim. Au zis că ultima... Răsplată va fi XCOM, da. XCOM-ul ăsta nou. Uite, va fi... La, așa parcă îmi convine și mie, dau 50 XCOM, de euro să primesc la XCOM Enemy Unknown, da, gratuit. Da, e ultima. Acum, momentan, primești pălării pentru Team Fortress 2. Sincer, îmi vine și mie să fac acum precomandă. Asta e. Da, știi că odată făcută precomandă, ai plătit-o, nu mai poți să o anulezi. Deci asta e faza că acum... Sau, oricum, vreau jocul, vreau și jocul celălalt. Chestiile astea, mai ales jocurile digitale,
Și-au dat seama că, băi, 50 de euro totuși e un preț cam mare. Hai să mai punem acolo o extra chestie, dar o deblocăm după ce ne întâlnim, Apropo, ții minte mârlănia pe care au făcut ăștia pe Origin cu Crysis 3, care a fost pre-orderit, n-au full price și după o săptămână după lansare 30%. Da, 30%. Și era, bă, voi sunteți nebuni. Păi nu, că la pre-order oricum îți dădea primul joc, știi, îți dădea Crysis 1. Îți dădea cu carne. Ok, Radu a câștigat un Ghost Recon Future Soldier de PC care îl va putea activa pe Uplay, deci este fericit. Super Uplay. Da, știi ce e ciudat la Uplay, că tot vorbim despre chestii digitale, că dacă nu ai jocul deja instalat de pe disc, nu poți să-l activezi și până să-l downloadezi, dar după ce l-ai instalat de pe disc și l-ai activat, până poți să-l downloadezi liniștit. Da. Vezi, păi... The fuck is wrong with them? Pentru ca să nu cumva tu să, nenorocitule care ești tu, să-ți iei coduri de undeva și să ai jocul piratat. Păi știi că poți să-mi iau jocul de pe torrent și să bag cheia aia și păi merge la fel de bine. Da, da. Yep. Dar nu mulți sunt atât de inteligenți ca tine. Da. Cred că sunt mulți și mai. Da. Și concluzionând cu această replică, nu mulți sunt atât de inteligenți precum Cătălin. Vă spunem la revedere. Dar nu înainte să vă amintim că și săptămâna viitoare așteptăm întrebări de la voi pentru deja obișnuitele premii. Da, cred că mai avem tricouri cu Medal of Honor și cred că mai avem și niște Future Soldiers sau da. Câteva săptămâni de acum încolo sunteți acoperiți. Deci tot așa o să puteți câștiga. Și în curând vom face și un concurs un pic mai mare cu un premiu ceva mai special. Uh-huh. E vorba despre o placă de captură AVRMedia Game Capture HD. Este destinată în general consolelor sau dacă vreți să înregistrați material fără un PC de pe Wii, PS3 sau Xbox 360, probabil aveți nevoie de așa ceva. Încă nu ne-am gândit cum să-l organizăm. Cred că merge și pe Wii U și o să meargă și pe PS4. Da, merge cu orice funcționează cu cablurile alea standard. O să ne gândim cum o să fie. Vă anunțăm în orice caz și am preferat să-l dăm cuiva care chiar are o consolă și chiar își dorește să facă capturi și nu cuiva care Let's play nu are hands-on-uri, nu are cum să o folosească. Ok, asta a fost ediția 84 din The Gamecast. Paul, Cătălin, Cosmin vă urează sărbători fericite. Căldurosul. Da. Și tradițional 23 august fericit. 60 porn. Da. Mulțumim pentru atenție. Ne auzim săptămâna viitoare. Bye bye.